Mă bucur că v-am făcut mai sesiune. Sincer, și eu am fost foarte încântată și chiar m-am distrat și am simțit așa foarte bine tot ce s-a spus. Am să vă rog în continuare să fiți activi. Nu vreau să dai întrebările nimănui și încerc să ne menținem pe cât posibil în timp, fiind vorba despre povești adevărată, despre viața reală, despre antreprenoriat. Nu e ca la management atât de ușor să deschizi niște reguli și trebuie să te atrezi în ele și trebuie să faci lucrurile de la A la B și atât. Și pentru că știu că vorbeam niște povești foarte frumoase și pentru că știu că toți acești oameni în au multe lucruri pe care vreți să le aflați, am să fac această introducere foarte, foarte scurtă. În momentul în care Cosmin Alexandru a fost în lista noastră de invitați, am vorbit care ar fi ideile despre care să aibă prezentarea și mi-a plăcut foarte mult sugestia pe care a avut-o, când este util și când nu este util să ai un board de director într-un business antreprenorial. Dacă e bine sau nu e bine și cu ce te ajută și ce face. Și sper că vă să plătuc ca după întâlnirile de dimineață în care am văzut că e bine și nu e bine, ușor și nu e ușor. E mai bine să ai un bine de familie, dar nu e bine și tot așa, cum spune aici de față prietenul nostru. Sergiu, că s-a angajat, dar nu s-a angajat, nu? Niciodată nu s-a angajat, nu? Am zis că, uite, să-l chemăm pe Cosmin să ne ajute să alegem mai ușor. Și atunci am să vă rog, în aplauze, să întâlnim pe Cosmin Alexandru, consultant în dezvoltare organizațională, Water Transformation Consultancy. Ideile mi le au, nu le luăm, suntem trei acolo, din doleanțele pieței, din ceea ce își dorește piața. Foarte mulți... Acum, din discuții? În discuții cu clienții noștri. Ok, mulțumesc. Noaptea mă trezesc și mai notez pe idei. Sau în mașină. Da? Opresc la semafor, treaca și notez în telefon. De peste tot, de la client, de la concurenți, dar o chestie interesantă este că în multe direcții ce facem noi în România, avem șanse de mâncare să mutăm puțin în viitor. Mergem peste graniță, vedem piețe mai evoluate și vedem niște idei. La tot până. Din inspirație. A doua întrebare. După ce vă gândim, au de-ați luat, nu de le verificați? Cum vă prinde dacă se pune sau nu? E greu să fii primul, știi să vă spun. Ne trecem printr-un bord. Avem în jurul nostru, acelor trei, avem 40 de manageri. Și le punem pe masă, le discutăm cu bune, cu rele, cu avantaje, cu dezavantaje. Cred că trebuie puse în parte. La obiect și vedem ce se depinde, bineînțeles, de idee, cât e de mare, de asta, în general, pe lângă research-ul pe linia Cristian Șandă, ei face tot tipul proiectelor. Real, mai în practic. După scuții și prin experiență. O să iau microfonul, că mi s-a semnalat din sală, că e mai bine așa. Mulțumesc mult pentru răspunsuri. Am vrut să mă asigur cumva că sunt bine plasat cu subiectul meu. Pentru că n-am propus o poveste, ci am o propunere sau o idee. Ea nu e nouă deloc pe lume, pare însă destul de nouă pentru România. Și anume, ideea asta a unui board of advisors, m-aș numi mai degrabă decât board of directors, pentru că asta are un pic altă conotație, mai ales când vorbim de companii listate la bursă, deocamdată, ci de companii private, 100% private. Însă,
Multe companii private pe lumea asta au board-uri, fiecare zic de director sau de advisory, cu care, sau pe care le folosesc și ca să creeze idei noi și ca, ca să-și verifice ideile pe care le au. O să dau un exemplu, e foarte cunoscut. Board-ul de director al Nike. Are cineva idee cine e board-ul de director al Nike? O să vă dau câteva nume, nu sunt toți. Orin Smith, fost președinte și CEO la Starbucks Corporation, e board-ul Nike. Acum, în același timp, deși e board-ul Nike, e și directorul board-ului de director al Walt Disney Corporation. Jonathan Rogers, fost președinte Discovery Networks, actualmente director la Procter & Gamble, care s-a vorbit de Procter & Gamble. John Lankleiter, chairman și CEO la Eli Lilly, compania farmaceutică. Elizabeth Comstock, chief marketing officer la GE, General Electric. Alan Graf, executive vice president and chief financial officer la FedEx. John Connors, chief financial officer Microsoft Corporation. Și last but not least, board-ul de director al Nike este Tim Cook, CEO al Apple. O garnitură impresionantă, aș zice. Poate unul dintre motivele pentru care Nike să menține de o bună bucată de vreme în funcția domeniului în care activează. Acum că am vorbit de Apple, în bordul lui Apple de data asta, îl găsim pe Al Gore, fostul vicepreședinte al Statelor Unite, sau pe Robert Iger, care e CEO-ul Walt Disney. Cred că subiectul ăsta al unui corp de, nu e ce sfătuitor, dar cel puțin al unui corp de reflecție cu care să poți să faci o discuție despre încotro merge domeniul tău de activitate și încotro merge lumea, e foarte utilă. Nici asta nu e ideea mea. Acum câțiva ani, Harvard Business Review a publicat un studiu pe care l-au făcut despre de ce a decăzut în felul în care a decăzut compania Nokia. Pentru că suntem aici câțiva în sală cel puțin, care dă ce aminte de timpurile în care Nokia era telefonul mobil. Era un telefon mobil, era telefonul mobil, corect? Asta era singura sonerie care suna și cu care identificam telefonul mobil. Acum Nokia nu mai e telefonul mobil, aproape nu mai e niciun telefon mobil. Ce s-a întâmplat? Evident că sunt foarte multe motive de context, financiare. Harvard însă a ajuns la concluzia că unul dintre motivele principale a fost faptul că board-ul companiei Nokia a fost format exclusiv din finlandezi. Faptul că board-ul companiei Nokia a fost format exclusiv din finlandezi înseamnă că board-ul companiei Nokia n-a reușit să înțeleagă încotro merge lumea. Pentru că lumea mergea foarte diferit de cum mergea Finlanda. Sau de cum se vedea lumea din Finlanda. N-au reușit să înțeleagă nici încotro se mișcă America, nici încotro se mișcă Asia, nici încotro se mișcă tehnologia. Suficient de bine și de repede, încât, nu știu dacă știți, dar Nokia, mult înainte de Apple, a avut un design de telefon cu un singur buton și un design de tabletă. Dar s-au gândit că nu se mai gândi niciodată chestiile astea și că n-au de ce să le pună pe piață. Așadar, nu a fost o chestiune de capacitate de inovație, ci de înțelegerea prin care merge lor. Un board of advisors poate să suplinească această capacitate limitată a cuiva de a înțelege felul în care merge lumea. E un mod de decizie, un mod obișnuit. E pur și simplu un board cu care poți schimba idei. Acum, el poate avea în funcție de nevoile companiei, poate avea multiple funcțiuni. El poate fi folosit și pentru day-to-day business sau day-to-day operations, și pentru a înțelege trendurile, și pentru a înțelege condițiile de piață apropo de concurență și de nevoi, pentru că și nevoile astea se văd totuși diferit din interiorul companiei față de cum se văd din afara companiei de către oameni care nu sunt direct legați cu serviciile companiei.
Există un autor, pentru cine e interesat, care s-a ocupat de chestia asta, pot articula, John L. Walter, cheamă, e profesor la Kellogg School of Management, el a scris și o carte, Creating Effective Boards for Private Enterprises, și în care detaliază, în care propune diverse detalii tehnice despre cum s-ar putea întâmpla chestia asta. Ce număr să fie, cât de des întâlnească, pe ce teme, cum e cu agendele, dacă sunt plătiți sau nu. Ce ziceți? Ar trebui să fie plătit sau nu? Sunt trei variante. O variantă e să nu fie plătiți deloc. Suntem prieteni, aici în România toți suntem prieteni, deci putem să cerem favorul de lucrul ăsta, ne întâlnim de trei ori pe an și de vorbă despre cum merge business-ul în general. Nivelul de implicare este prietenesc. Ne dăm cu părerea despre lucruri. Membrii ăștia mai pot fi plătiți, dar cu o sumă relativ mică. Adică ceva care să justifice un pic interacțiunea. Și atunci interacțiunea e de un alt fel. Sau, cum zice din America, o altă perspectivă, cum zice Ward, they should be paid so that it should hurt enough that you make sure to get as much out of the investment as you can. Adică dacă îi plătești mult, o să fii foarte preocupat să-i storci de tot ce poți. Interesul devine al proprietarului, al antreprenorului și nu neapărat al board advisor-ului. Eu am venit, sau mi-a venit ideea asta, pentru că am o experiență de felul ăsta. Asta m-am gândit că poate ar fi tentant să punem pe piață ideea asta cu board of advisors. Sunt într-un board of advisors al grupului OMV la Viena, pe strategia lor de sustenabilitate. Suntem, nu știu, o 7-8 oameni din mai multe țări, ne întâlnim de două ori pe an și discutăm ce fac ei în materie de sustenabilitate la nivelul grupului. Și mi s-a părut că tipul de beneficii pe care grupul OMV are, e clar, așa cum declară și e clar peste așteptările lor, dar tipul de beneficii e foarte diferit de beneficiile pe care au să ne vorbim între ei. Sau stând în vorbă cu oameni din industria lor. Pentru că perspectiva oamenilor care sunt în bord, unii sunt din mediul academic, alții sunt din mediul de business, alții sunt și-și, alții sunt în mediul guvernamental sau non-guvernamental. Tipul ăsta de idei și de reflexii e foarte diferit. Îi obligă să gândească la tot cum să zice. Îi obligă să își pună probleme în felul pe care modă manușile puneau și cumva îi forțează să îndrăznească soluții pe care aminte corporațiile îndrăznesc mai greu, pentru că sunt organizații mai degrabă conservatoare. Fie o idee bună și pentru companii românești care țintesc la noua generație. Chiar și pentru următoarea generație, faptul că vine într-un mediu care e deja obișnuit cu reflexia în afara sistemului, asta poate să fie o veste foarte bună. Atât am despre aceste subiecte. Vă mulțumesc foarte mult! Experiența ta, cum reacționează antreprenorii la sfaturile pe care le dați? Aici... Antreprenorii, da? Eu știu că se numesc board of advisors, dar eu nu, prin asta nu înțeleg sfătuitori. Adică nu cred că cineva e mai îndreptățit decât altcineva să dea sfaturi. Nu cred că ăsta e business-ul. Adică nu asta a fost pledoaria mea. Pledoaria mea a fost mai degrabă de un bord de reflexie, adică un bord în care, dacă un antreprenor are niște întrebări, are niște nelămuri, are mai multe idei pe masă, s-au oprit de 4 ori la semafor până la serviciu și are mai multe idei pe masă, găsește un cerc de oameni de încredere, cu niște expertize validate în niște domenii, cu care poate face un fel de ping-pong cu ideile astea. Da? Dacă le-am mai văzut în altă parte, dacă am văzut bune practici în domeniul ăsta, cum crede că a reacționat divers la lucrurile astea. Pur și simplu e o sesiune de întrebări și răspunsuri. În cazul particular, unde expertiza mai multor bordului e mare, se poate ajunge și la recomandări sau sfaturi. Dar nu cred că sfatul e locul care aș așeza relația asta și interacțiunea asta. Pentru că antreprenorul față de corporații e pe barba lui. Adică nu trebuie sfatul de la nimeni. Vreau și să mă fac părerea pe tema asta, pentru că sunt în niște borduri de companii antreprenoriale, pe bordul din astea, și
funcționează. Funcționează la mod foarte practic, în sensul în care îi arată întâlnirile sunt mai frecvente, adică nu la 6 luni, ci maxim o dată la 2 luni. Și cumva oamenii care sunt în business-ul lor și în general foloseau judecata lor proprie și din când în când într-un mod mai puțin formal acele un sfat unui prieten, unui mentor, unui ajutor, deci au adunat aia 5-7 oameni dintr-o sală în care ne întâlnim, vedem un raport și începem să ne uităm critic la business din perspectiva creșterii, din perspectiva dezvoltării, din perspectiva provocărilor de piață. Sigur că noi nu avem competența specifică de nișă, de industrie a business-ului respectiv, dar avem oarecare experiență de business în spate, de a fi construit niște companii, de a fi făcut, și aici vorbesc de structura board-ului, ceilalți membri, de a fi ridicat de la zero sau de la un nivel mic la un nivel mare o afacere și asta ne ajută să avem o perspectivă și ajută și pe ei să vadă lucrurile și cu ochii noștri, adică de la nivelul pădurii, nu a copacii. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Eu am o companie de 4 ani și chiar acum vreau să fac un board of advisory, pentru că simțeam nevoia. Întrebarea e, mă tot gândesc cu partenerul meu și nu găsim un sistem de recompensă. S-a vorbit ceva despre asta, dar mai exact, în cazul tău cum se întâmplă? Sergiu, cu banii. Dar spune. Ok. Quasi equity, răspunsul. Dacă nu ai cash, dacă nu ai cash, dar rămas. Dacă nu ai cash, dar faci o companie care își propune la un moment dat să fie vândută, cel puțin la nivel practic, e un sistem de earn-out în care primești un equity care se acumulează după anumite reguli. Putem să facem chestia, să facem asta ca o sesiune, știi, de cum structurezi un pachet de incentive pentru un board of directors slash advisors în funcție de nivelul de implicare pe care îl dorești din partea board-ului ăsta. Eu cred mai mult, mai degrabă, într-o structură de board of directors care nu înseamnă chiar Consiliul de Administrație în sensul românesc al problemei și cum structurezi până la urmă nivelul ăsta de incentive, care poate să însemne un retainer de cash, dacă ești o companie mare care are mai mult cash decât equity, dar probabil, în cazul tău, înseamnă mai degrabă să dai niște drepturi de stock option sau ceva similar. Mai avem o întrebare. Bună ziua, mă numesc Anca Dumă. Am o întrebare. Care au fost cele mai trei comune sfaturi pe care le-ați acordat antreprenorilor, atât mici, mari, medii, mijlocii, cum vreți dumneavoastră, dar cele mai întâlnite sfaturi acordate? Mulțumesc. Înainte să răspund asta, aș răspunde la cea dinainte. Nu cred, cel puțin în felul în care am văzut subiectul până acum funcționând, că Board of Advisors e un subiect de cash care se încurce compania. Dacă problema se pune așa, cred că suntem în alt film. În filmul unui Board of Advisors obișnuit care se întâlnește de 2-3 ori pe an, asta n-ar trebui să reprezinte cash-wise ceva ce se pune compania în pobreci. Ca să necesite o echivalență în equity și atunci, cred că suntem la altă ordine de mărime. În materie de sfaturi, o să le restrâng pe cele trei la unul singur și apoi un singur cuvânt. Focus. Focus este recomandarea pe care cumva am fost obligat să o dau cel mai frecvent antreprenorul care am stat de vorbă și, în particular, și companiilor care stau de vorbă în calitate de consultant, pentru că există această tentație teribilă de a face cât mai multe lucruri pentru cât mai multă lume. Venind, cel puțin în cultura, așa cum s-a construit capitalismul în România, foarte multe lucruri echivalează cu oportunități. Și foarte frecvent, oportunitățile astea, de fapt, sunt deraieri de la treaba de bază pe care ai făcut pe care o faci cel mai bine. Și în fiecare oportunitate asta în care intri crezând că o să o faci bine, sunt alții care o fac foarte bine. Și îți ia resurse, îți ia timp, îți ia se pare la un moment dat că e o oportunitate, după care îți mănâncă zile și nopțile. Focusul e, cred, secretul succesului, să faci ce faci foarte bine și anume dacă poți să faci ce faci cel mai bine. Atâta tot. Mulțumim foarte mult.